Salut! După cum vedeți, după cum știți, am trecut pe Windows 7, în special pentru că dispune de o tehnologie de virtualizare destul de puternică pentru utilizatorii simpli, normali, nu știu cum să zic, finali, bla bla bla. Acesta este un Windows 7 Professional X64. De 64 de biți. Ce mi-am dorit de foarte mult de la el și văd că se întâmplă și îmi place cum se întâmplă, este vorba despre Microsoft Virtual PC-ul din el. Asta este serverul meu de development. Este un Windows XP Service Pack 3. Nu face mai ales căfârie decât are un web server de Apache. Apache fiind web serverul practic, cel care convertește fișierele, să zicem astea, cu ce mă joc eu, bla bla bla, PHP, în pagini web. Ceea ce e foarte tare la el pot să mă joc cum vreau eu, de exemplu. Pagina este generată dinamic, bla bla bla, exact tehnologia PHP destul de modernă. Este o mașină de dezvoltare, practic nu o folosesc decât când vreau să fac programare. Merge și acceptabil de repede. Și din rețea pot să fac testare, nu mai știu ce IP are mașina asta. Un moment. 196. Bine, este mașină virtuală, nu merge chiar ca un site normal. Chestia asta e goală pentru că nu mă interesează să am text. De asemenea, pot să mă și loghez dacă vreau mușchiul meu. Foarte frumos, nu? Bla 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 bla. Deci de asta mi-am dorit eu, pentru că integrarea este foarte bună, cu tot cu mașinile virtuale rulând și cu captura de ecran, după cum vedeți, nu mi moare sistemul. Integrarea se face până la nivel de, și o să vedeți că de fapt asta m-a interesat pe mine, hard disk-uri și așa mai departe. Este foarte tare, nu mai trebuie să mă mai chinui să le fac upload pe server undeva la fișierele la care lucrez, să le încerc pe alt calculator. Pur și simplu am acces direct la hard disk-uri. Bine, până la un punct chestia asta era posibilă și sub Virtual PC-ul din Windows XP. Dar era posibilă mai cu gâlme. Trebuia să aici o setare specială la networking, care de obicei nu mergea, în fine. Aici am setat câtă memorie am să folosească, pentru că este un web server simplu, i-am pus doar 512 MB. Are un singur hard disk virtual localizat pe calea asta, nu știu ce. Practic îmi place că este foarte tare, adică nu trebuie să mă chinui să configurez nu știu cum.